Bună seara, doamnelor și domnilor! Ce mai faceți? Gata, gata, oameni buni, în primul rând, bună seara, în al doilea rând, mulțumesc din suflet pentru aplauze! Deci, m-am împiedicat pe scări, am căzut, m-am întors, am băut apă, am dat pe mine. Da, mă bucur foarte mult să fiu Timișoara alături de voi. Păi, până am ajuns aici pe scenă, băi, greutăți, numai trepte. În fine, dă-i dracu de tocuri și așa. Atâta, eu vă iau scurt cum mă luau și foștii mei prieteni. Și vă întreb sincer, cine m-a văzut la Sunt Celebru? Ia să vedem. Wow, aveți ceva, da, bun, televizoare la voi, adică restul nu aveți televizoare, să înțeleg, nu? Bun, acum încă o întrebare, cine m-a votat la Sunt Celebru? L-ați votat pe Gianni, futu-vă în gură! Sunteți din amovit deja. Ok, bine. Dar bine că ați venit la show la mine. Mă bucur foarte mult, dragii mei. Pentru cine nu știți ce este Sunt Celebru, este o emisiune cu gândași, cu din astea. A aruncat chișa pe mine de vacă. Așa au zis ei, dacă nu de ei, știi? Eu habar n-am de unde au fost luat aceași. Și am câștigat. Și sezonul acesta și am devenit regina junglei, că am pus și astea ca să vedeți bine. Țițile, nu broșe. Regina junglei. Iar sezonul trecut a fost câștigat de Cătălin Moroșanu, regele junglei, cel de sezonul de după. Și foarte multă lume m-a întrebat, bă, Anisia, cum de doi moldoveni au câștigat două sezoane consecutive de Sunt Celebru? Și atunci i-am răspuns, bă, la ce foame am dus eu în Moldova? N-am dus-o nicăieri. Ăștia din emisiune, la începutul emisiunii, au încercat să ne sperii. Au venit cu vești proaste, au zis, vai Anisia, ce o să-ți dăm să mănânci? O să ai 70 de grame de orez pe zi. Eu când am auzit 70 de grame de orez pe zi, ăștia 70 de grame de orez. Eu când am auzit, am zis, wow, și cu restul ce facem? Îmi deschid firmă de catering sau și fac? O mai venit, o mai băgat-o pe asta, o văzut că nu ne-am speriat, zice, o băgat-o pe asta, băi Anisia, n-ai mâncat niciodată ce-ți dăm noi, ci, n-ai mâncat niciodată, penis de bou, penis de bou, eu m-am simțit ca acasă, și când am auzit penis, dar și când am auzit bou, știi? Păi prima dată când mi-a venit preparatul, din obișnuință l-am băgat în gură așa. Și din obișnuință am început să-l cer. Uai, și puti, uai, uhuu! Ia uite, nu mai pot, ia uite, îmi lăcrimează ochii. Uhuu! Și dracu, te-ai dracu să-l speli și tu. Stai întins toată ziua acum, stai de obicei. Dar de ce faci? Vreau o porție mai mare. Dragii mei, am mâncat și șobolani. Da, știu, da, știu. E, le-a pe toți. Da, credeți-mă, în momentul în care mănânci 8 kg de orez, când vezi o pulpiță de șobolănel, uite și acum am o bală în gură, băi, ca și cum ar fi cel mai bun mus din lume. Ăștia, oh my god, you just eat it a mouse, no, I just eat it a mousse, cream mousse. Că l-am prins și cu brânza în gură, știi, era... șobolanul ăla, chiți, era așa cu unghii încoreate ca la curcă, cu dinți de aia, așa l-o prins în mușcătura. Și din cauza că nu a fost igienizat, chiar așa, umbla prin canale, săra, că eu știu prin unde e umblat, mi-a fost rău la bilă, dar rău. Și m-am dus la paramedicos să cer o pastilă. Ei vorbeau spaniola. Eu toate lengugile din lumii, din telenovele. Exact, și tu la fel, nu? Și m-am dus cu toată spaniola mea din telenovele, francezul, așa, și am zis, hola, yo no estoy embarazada, pero yo quiero una pastilla para la, și ăștia, așa face, para la qué? Para la, bala la bamba, para la bala la bamba, que necesito una poca de gracia, a
Vai arriva con mis amigos. Dracu, că nu știam ce dracu, bă, știam un cântec. Și face asta, para la che? Para la, cum naiba, ai zis tu bil în engleză, francez, cum naiba, zic, bil, mingi, bol, bols. Și asta face, bols, și am zis, yeah, bols, și mi-a dat pastil de coaie. Mâncam și nu mi-a făcut nimic, dar în schimb, mi-au crescut două guance aici. Mergeam crăcănat, așa eram, am făcut ceafa lată, știi? Dădeam palmi la fund pe stradă la femei, prima palmă și pe aia te obișnuiești. Dar mi-a fost în continuare rău și m-am dus acolo și, băi, am înjurat-o cu toată moldovenească mea. Am zis, chela mărtos de tu, madre, și mi-ai dat fă. Și să faci, te dai pastia, para la cojones. Și în cazul în care vă întrebați, cum dracu am câștigat concursul ăsta? Cu asta l-am câștigat, cu coaie. Vă mulțumesc, hai, uiteți.